Și eu vă mulțumesc înainte de a trece la ordinea de zi câteva subiecte despre care am vrut să le scot în evidență. În primul rând, despre expulzarea celor 5 diplomați ruși, pentru că este un subiect despre care se discută larg în societate și, cu părere de rău, avem multe speculații și interpretări politice. De aceea vreau să fac o precizare la acest subiect. În primul rând, să cunoască cu toții că nu ne-am dorit să luăm o astfel de măsură. Desigur că am fi preferat să nu ajungem într-o asemenea situație. Dar la mijloc este interesul național. Și acolo unde vorbim de interesul național, el are prioritate și nici de cum nu alte considerente. Pe această cale vreau să cer tuturor oamenilor cu funcții publice din țara noastră să nu speculeze pe acest subiect, să nu speculeze pe această măsură. Vreau să asigur că au fost toate elementele foarte clare care au stat la baza unei asemenea decizii. Și vreau să asigur că aceste elemente care au fost foarte clare țin de siguranța statului. Am spus de nenumărate ori că noi ne dorim o relație bună cu Federația Rusă și facem absolut tot posibilul în acest sens. Acest lucru a fost demonstrat și prin acțiunile care le-am luat în 2016, dar și anul acesta. Vorbesc aici și despre capacitățile noastre de a relua discuțiile, ba chiar am avut și Comisia Interguvernamentală petrecută, am avut aprobat și un plan de măsuri și încet cu încet am început să eliminăm constrângerile pe care le aveam. Și în continuare ne dorim aceste relații bune cu Rusia, dar bazate pe respect reciproc. De aceea au fost absolut toate elementele necesare, logice din punctul meu de vedere, pentru a lua asemenea măsuri. Și toți cei care încearcă să speculeze pe acest subiect să nu facă până când nu se documentează și nu cunosc aceste detalii. Ieri am vorbit